Muzeul Național al Banatului vă invită să admirați opera de artă intitulată Grup de țărănci, realizată în 1941 de Ion Vlasiu. Tabloul a fost achiziționat în cadrul colecției Virgil Birou, Departamentul Arte Vizuale. Când doamnele de la sat își iau hainele bune și se adună pentru o fotografie de grup, nu știi dacă e vorba de un selfie de epocă sau de o pauză bine meritată după ce au scuturat prunii și au întins foile de plăcintă. Ceva îți spune că e o întâlnire serioasă. Poate discută despre cine are cea mai bună rețetă de zacuscă sau pur și simplu se bucură de o clipă de tihnă sub soare. Indiferent de motiv, privirile lor vorbesc de la sine. Un amestec de mândrie, curiozitate și un strop de timiditate, transmit reprezentanții muzeului. Puteți admira această operă de artă în mansarda B2 a Bastionului Maria Terezia, de miercuri până duminică, între orele 10-18.